Da. Ce faci? Ajungi? Unde să vin? Păi unde? La cafenea. Cum am vorbit. Păi nu era mâine la 4? Nu, nu, azi la 4. Azi la 4 era. Azi? Aoleu, scuze, credeam că mâine la 4 trebuia să ne întâlnim. În 20 minute ajung, da? Ai, ce frumos e aici, mie chiar îmi place. Da, da, drăguț, drăguț. Măi, 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 dar ce ceas avem noi? Da, mulțumesc. Mă bucur că îți place. Să știi că a costat o avere. Mi-am vândut mașina, casa, calul, capra, tot pentru ceasul ăsta. E un ultim model, zice tot. E foarte deștept, așa mă ajută să înțeleg mai bine femeile care ies la întâlnire. Ca un fel de telefon, doar cu mai mult semnal. Un fel de ceas Mercedes. Ceva de genul. Are și cutie de viteze? Nu, e automat. Mi arată și temperatura corpului. Uite, de exemplu, acum spune că ai puțină febră. N-am febră, Sasha, sunt eu mai fierbinte, caliente. Da, de exemplu, acum spune și ce poți. E, nu mă nebun. Sau mai bine spus, ce nu poți. Ce nu poți? Spune că nu poți lingerie. Eu cred că ți-a rămas puțin în urmă pentru că asta a fost ieri când eram cu fostul. Poate merge înainte. Poate nici de seară n-o să poți. Da, să zicem. Se înțeleg că ceasul tău e un ceas cu cuc. Da, e un fel de ceas cu cuc, doar că vin separate. Asta a fost bun. Mai să știi că mi-a plăcut în seara asta. Bă, da, și mie, așa a fost fun. Nu vrei să urc sus? Băi, da, faza e că... crezând că întâlnirea este mâine, m-a luat așa bine pregătite, știi? Și total nepregătit acum, în sensul că nu a reușit grădinarul să tai boscheții. Nu am vas în ghiuvetă. E mâța blănoasă. Ce? N-am rașchetat parchetul. Adică încă ai blana în șifonier. Adică n-ai tuns oile. Adică încă ți-i pletos copilul. Adică exteriorul se potrivește cu interiorul. Hai, gata că te-ai prins. Adică ai bărbatul mustacios. Ole, Maria cei mai combane. Băi, gata, ai priceput. Măi, fii atentă, nu trebuie să-ți faci griji, pentru că nu e nicio problemă cu mine. Mie chiar îmi place chestia asta, așa un pic mai kinky eu. Sigur? Da, e mult mai ok pentru mine. Chiar e super. Poate că n-ai nicio problemă, atunci hai sus. Sigur nu se deranjează să faci asta? Nu ți-am zis kinky. Bine, mă, atunci hai. Începem. Unde sunt? Auzi? Da, te aud. Ești bine? Da, sunt ok, dar spune-mi, te rog, am deschis un portal spre alte lume sau ce s-a întâmplat? Ce caut aici? Măi, eu ți-am zis că nu m-am epilat, adică nu am defrișat pădurea, dar tu n-ai vrut să mă crezi. Păi, noi ne plângeam că n-avem păduri virgini în România. Bine, virgini, ai înțeles la ce mă refer, dar oricum. Zi-mi, te rog, cum ies de aici acum, că încep să pierd semnal și deja începe să-mi fie și frig. Hai, te rog, ajută-mă. Da, vezi că-n stânga ta. Hei, mă auzi? Alo? Da, da, te aud. Vezi că ai o... Vezi că în stânga ai o geacă. Ok, geaca asta, da? Da, ia geaca pe tine, hai! Cine e asta? Ăla-i fostul, nu a mai supraviețuit. Bine, calți, iau geaca. Bun, și acum ce fac? Alo? Am pierdut semnalul de tot. Alo, mă auzi? Fuck. Aici o sta cineva. Salut. Dacă citești asta, înseamnă că și tu te-ai lăudat că ești kinky. Prost ai fost. Dar na, asta e când vrei să... Mai jos ai desenat o hartă. Sperăm ca măcar tu să găsești ieșirea. Semnat, foștii. Toți. P.S. Urmează semnele de pe copaci. Te vor ajuta. Fraiere.
pot să ies de aici. Ce e aia? Am revenit! Am revenit! Yes! Fuh! Bă, dar tu ziceai că grădinarul și grădina, nu pădurea amazoniană. Dă-o dracu de treabă! Dar nu mai vreau să te văd în viața mea! Trebuie să mă întorc. De ce? Mi-am uitat ceasul.